skeletons and speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. The shrieking skull will shock your soul and seal your doom. Bine ați venit la Minecraft, un joc pătrățos ale cărui aparențe înșeală. Dar oare de ce? Văzând această aglomerare de pixeli într-un joc de câțiva mega, cu siguranță credeați. Ce grafică de Mario! Sigur mere și pe un cartof jocul ăsta. Greșit! Deși ești înconjurat de o grafică de anii 80, tot îți trebuie un calculator decent ca să-l poți juca. Și probabil un calculator de la NASA. Asta dacă vrei să joci Minecraft cu niște umbre în plus. Yay! Nimic din jocul ăsta nu respectă legile gravitației. Ei bine, mai puțin nisipul, pietrișul, apa și... tu! Caz, bămuie! Deci să nu-ți fie teamă să tai un copac, pentru că cu siguranță nu o să cadă pe casa ta. Minecraft este făcut de suedezi, deci... Bro, dar am văzut că este un... cum se spune, mă, frate, mă? Este un mod. Un mod în care dacă dai copacul de jos, cade copacul, adică... se duce singur. Adevărat. Cum să tai, frate, copacul de jos și el să rămână în aer? Ce logică are? N-are pic de logică. Asta adevărat. Asta vă explica de ce copacul nu cade. Pentru că este un copac de la IKEA. Odată ce se lasă noaptea, baricadează-te într-o peșteră cu ușă, pentru că... iată vin colindători. Doar dacă vrei să scapi de frica în pută, mai bine fă-ți un pat. Sau pune-te pe modul peaceful. Ce zici, nu mai bine fuți un pat? Iată vin colindători. Doar dacă vrei să scapi de frica în pută, mai bine fă-ți un pat. Logica clash. Sau pune-te pe modul peaceful ca toți hipioții și copiii de grădiniță. Dacă zombalul ăsta putrezit îți bagă spaima în testicule, ei bine, cred că ai uitat de... tarantulă. Pe la coaie, pe la pulă, tarantulă. Creatorul acestui joc a creat creeper-ul din greșeală, fiind de fapt un skin de porc cu glitch-uri. Cum a ajuns un porc să ajungă o pulă verde care explodează? Că tot vorbeam de monștri care dau târcoale noaptea, există unul înalt, negru și slab, ce pe deasupra și fură. Și nu, nu e Aladdin, e de fapt Enderman-ul, care începe să tremure, să facă de parcă are spume la gură și să te atace doar dacă te uiți la el. Așa că data viitoare când prinzi un Enderman că fură de la vecinul, mai bine taci. Mamă, cam rasist Enderman-ul ăsta. Dacă caracterul tău ar căra un inventar întreg de stack-uri de cuburi de aur, practic asta ar însemna că ar căra 44 de milioane de kilograme. Adică cât turnul Eiffel. De 6 ori. Cred că dacă ai spune asta vecinului tău, Gabor ar fi invidios. Vrei puiuți de găină? S-a jucat cel mai cap. Ia niște ouă și trântește-le de pământ până iasă puiul. Să nu te simți singur în acest joc, chiar dacă joci single player. Fă cunoștință cu țăranii din Minecraft care locuiesc în sate, au fața lui calamar din SpongeBob, chestii pe care le găsești. Cum au un nasul ăla, bro, ești nebun? Și așa. Poartă conversații foarte, foarte inteligente. Ei, îmi sunteți cei mai buni prieteni de acum? Poți să mungi vaca de câte ori vrei tu, lapte infinit! Animalele se pot fute, dar numai dacă le dai de mâncare. Hapsânii, dracu! Țăranii se pot fute, dar numai dacă le faci case cu multe uși. Egoiștii, dracu. Totul, deci, absolut totul. Și bibliotecic. Deci, asta m-ar face un cap pătrat dacă mă joc Minecraft? Pot să ajungi în iad, dar în rai doar folosit moduri. Scopul acestui joc este de a aduna toate materialele necesare pentru a ajunge într-o altă lume numită End, unde o să vă simțiți ca în ferentare. Ca în ferentare? Nu necrotii o să fie problema, ci dragonul ăsta care te întâmpină cu cea mai mare căldură. Dacă îl bați, îl bați. Felicitări! Ai terminat Minecraft! Teoretic, dacă o luați așa, Minecraft pare un joc foarte plăcut de jucat cu o comunitate foarte politicoasă și prietenoasă, nu? Dacă o luăm iar teoretic, da. Însă, bine ai venit în lumea serverelor de Minecraft, o lume dominată de o comunitate de copilași de vârsta medie de 12 ani. Prunci ai... asta se pune și la Brawl Stars. Părinții au fost bătuți la cap să le dea 19,95 de euro, nu ca să-și exercite creativitatea în a face clădiri extraordinare ca acestea, ci ca să joace survival games. Îți neamu, mati, pisica, baga mea, spuna morții, mati, că te omul. Bă, băiete, chiar ai te gând să-ți rosești anii de tinerețe urlând la monitor? Dacă tot îți cumperi jocul ăsta, măcar joacă-l din plăcere. Da, tataie nu zice prostii? Minecraft, jocul care te face să ai programări la psihologul școlii mai des, sau dacă totul e ok, să te distrezi. Cum, bro, din plin.
Conform unor statistici, Minecraft începe să fie tot mai căutat de oameni pe site-urile de filme porno. No, păi e labă plăcută. Ia parte la cea mai mare. Cum pana mea să ai probleme cu Minecraft-ul? Cred că cu brosta să ia, mă, logica brosta să...